Bună ziua! Bună ziua! Bucuros să fiu din nou la Timișoara. În ultima vreme vin destul de frecvent aici. Dacă ați citit cumva, și vă încurajez să citiți revista Business Days Magazine, veți vedea că pe copertă deja sunt doi colegi de-ai mei de la 123 Contact Form, una dintre companiile de tehnologie de aici din Timișoara, în care am investit chiar anul trecut un pic peste 1 milion de euro și care crește foarte frumos pe piețe internaționale, în principal pe piețele din anglosferă, cu un produs de tip form building livrat software as a service. E doar una dintre investițiile mai recente. Cea mai recentă, cel puțin la nivelul anunțului de PR, a fost cea de la Marketizator, tot așa un program de tip SaaS care face optimizarea ratelor de conversie și care are de asemenea succes pe plan internațional, dar cu care cred că multe companii din România sunt familiarizate, mai ales cele care sunt în zona de e-commerce sau în zona de online publishing. Și, nu în ultimul rând, tot așa văd acolo un roll-up cu unul dintre partenerii evenimentului, care se numește Smart Bill, o companie din Sibiu, care face tot pe formulă SaaS Cloud, deși oferă și licențe desktop, programe de invoicing și programe de facturare și programe de gestiune pentru IMM-urile din România și este lider de piață pe această zonă în România. Încercăm să dezvoltăm împreună cu ei programe noi pe model cloud, pe model software as a service. Și aș putea vorbi mult despre investiții, aș putea să mai menționez și investiția în Vector, tocmai m-am uitat la ceas și e un Vector. Vector Watch, tot așa o investiție în tehnologie românească, dar cu un potențial global. Însă, cred că deja toate aceste companii pe care le-am menționat și încă altele pe care le-aș putea menționa ca și investiții sau companii în care mă implic sau m-am implicat, demonstrează într-un fel sau în altul ceea ce vreau să vă spun în continuare, într-un interval de timp foarte scurt, pentru că deja mai sunt 5 minute și nici n-am început, acest nou lanț de valoare, the new value chain. S-a vorbit un pic aici despre lanțul tradițional de la valoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se pornește de la lucrurile de bază, cum ar fi energie, resurse minerale și așa mai departe, care sunt extrase, care sunt introduse într-un proces primar de rafinare sau de prelucrare, după care se merge către produse finale, logistică, o procesare ulterioară în anumite situații, distribuție și apoi consum. Distribuție însemnând, de fapt, o suită de verigi ale lanțului de valoare, pentru că distribuție poate să însemne import, poate să însemne wholesale, poate să însemne distribuție propriu-zisă, dar poate să însemne și retail, poate să însemne și e-commerce, deci are mai multe variante și mai multe moduri de a se exprima această distribuție. Și poate că vă întrebați de ce se numește lanțul de valoare. Se numește lanțul de valoare pentru că vericile acestui lanț nu există decât atât timp cât aduc valoare suplimentară. Deci în momentul în care pe acest lanț, între două verici, nu mai există valoare suplimentară, una dintre verici trebuie să dispară. Și aceste lucruri se întâmplă. Se întâmplă de obicei la schimbările de paradigmă de business. S-a întâmplat, nu știu, ca să dăm un exemplu simplu și pe care cred că îl poate înțelege multă lume, s-a întâmplat cu anumite modele de retail tradițional, de exemplu, nu mai avem acum, în 2016, nicăieri în lume, magazine, sau avem foarte puține magazine din aceea de calculatoare. Magazinul de la colțul străzii care îți asamblează și îți livrează calculatorul. De ce? Pentru că produsele de IT au devenit commodity și atunci ele merg direct prin magazine nespecializate, hipermarket sau magazine electronice de suprafață mare, merg prin e-commerce sau prin alte formule direct către clienții finali. Și iată cum dispar verigi din lanțul de valoare. Se spune de fapt că veriga slabă este cea care se rupe, care dispare din lanțul de valoare. Însă, din nou, să nu uităm, spuneam mai devreme, și au mai trecut încă 2 minute, că acesta era vechiul lanț de valoare. Hai să vedem cum arată noul lanț de valoare. În noul lanț de valoare, cea mai mare companie care produce IT din lume nu are nicio fabrică. Cea mai mare companie care oferă accommodation, care oferă cazare, nu are niciun hotel în proprietate. Cea mai mare companie de taxiuri din lume nu are niciun taxi, nu are nicio mașină în proprietate. Și ați văzut, vorbeam acolo de Apple, de Airbnb și de Uber, pentru cei care nu cunosc simbolurile sau companiile. Evident, acest nou tip de lanț de valoare care inversează cumva anumite extreme ale lanțului, generează și tot felul de lucruri mai ciudate. Generează, de exemplu, un pic de controversă și multe dintre modelele despre care am vorbit au în spate și o doză de controversă. Despre Uber se spune, de exemplu, că preia modelul tradițional al taxiurilor și că, iată, taximetriștii înșiși sunt foarte, foarte nemulțumiți de intrarea Uber pe piața lor. Acolo unde Uber a intrat deja. S-a întâmplat și în București, se va întâmpla probabil și în Timișoara, Cluj, Iași, în următoarea perioadă. Și sunt alte modele similare, asemenea companii de taxiuri fără niciun taxi, da? Halo, Lyft, Sidecar, BlaBlaCar și așa mai departe. Multe dintre ele sunt deja companii numite unicorn, adică au trecut de valoarea de $1 miliard. Și dacă ne uităm la Uber în particular, cred că se apropie vertiginos de $100 de miliarde. Deci se apropie de terminologia de dragon. În momentul de față, resursele sunt mai curând împărțite și utilizate în comun decât deținute. Deci paradigma tradițională a lanțului de valoare era, pentru a produce ceva, trebuia să dețin o facilitate de producție. Pentru a livra ceva, trebuia să dețin mașini. Pentru a transporta un pasager, trebuia să dețin o companie care să dețină taxiurile. Da? Pentru a caza pe cineva, trebuia să construiesc și să dețin un hotel. Acum e mai mult colaborativ și e bazat pe sharing de resurse. Un exemplu simplu este sharing-ul pe partea de cărți. Există un model românesc foarte interesant de book sharing. Sindicalizarea resurselor, de asemenea, este cheie în acest nou lanț de valoare. Aici e un model de finanțare pe crowdfunding, chiar din Kickstarter, prima finanțare de la Pebble, care a ridicat vreo 11 sau 12 milioane de euro. Adică să adunăm sume de bani de la multe persoane pentru a finanța idei și proiecte și, bineînțeles, în varianta următoare, care ar trebui să fie una mai bună, mai eficientă, acest tip de finanțare să fie chiar o finanțare de equity, să fie o finanțare de capital și nu una de tip donație sau una de tip îți dau $5 și îmi dai un produs atunci când îl ai. În ceea ce privește marketingul, iarăși aici lanțurile de valoare s-au schimbat, modelele s-au schimbat, acum totul este embedded, adică sau din ce în ce mai mult ar trebui să fie embedded și nu disruptiv, adică să fie înăuntru acolo, în conținut, ceea ce se numește content marketing și din ce în ce mai mult native advertising, mai curând decât să fie disruptiv. Dacă ne uităm la o altă tendință interesantă, apropo de ce se întâmplă cu lanțul de valoare, AR, ceea ce înseamnă augmented reality, deci realitatea augmentată, este the new VR, adică noul virtual reality, noua realitate virtuală. Din ce în ce mai mult vedem soluții care fac agregare de conținut pe realitatea augmentată și aici ce vedem? Vedem că, practic, cineva care deține o asemenea platformă poate să vândă cazare, poate să vândă Wi-Fi, poate să vândă pizza, poate să vândă tot felul de servicii, fără să dețină în realitate niciuna dintre resursele respective. Și, nu în ultimul rând, schimbarea majoră de paradigmă în distribuția conținutului, care tradițional era a celor broadcasteri, adică BBC, NBC și societățile mari de broadcast din întreaga lume și acum, din ce în ce mai mult, se duce în zona de Netflix, care a venit și în România în sfârșit, Amazon Prime, Hulu, Apple TV, Redbox și așa mai departe, deci ai schimbări foarte mari, sau în televiziune interactivă și în ceea ce se numește second screen, adică să poți să interacționezi pe un ecran secundar, de obicei pe un telefon, poate pe o tabletă, cu televizorul. Și, nu în ultimul rând, lanțul de valoare s-a schimbat și se schimbă dramatic în zona financiară sau în zona financiar-bancară, să nu uităm ce se întâmplă cu Bitcoin, să nu uităm că acum există soluții de tip Apple Pay, ceea ce cu ceva vreme în urmă nu putea să fie făcut decât o societate bancară și, nu în ultimul rând, peer-to-peer, care probabil că va revoluționa cu adevărat lanțul de valoare din zona financiară, adică să începem din ce în ce mai mult să plătim, să schimbăm elemente monetare, elemente financiare între diverse persoane, fără să mai trecem prin circuite bancare. Se va întâmpla, probabil că va dura ceva, aici e o zonă destul de bine reglementată la nivel global, guvernele și băncile federale sau centrale sunt și ele rezistente la așa ceva, dar sigur se va întâmpla. Ca și takeaways, totul e despre tehnologie, totul este despre a împărți și a utiliza în comun resursele, nu mai este despre a deține resurse, despre a deține active. E o revoluție și modelele vechi de business sunt condamnate, multe dintre ele. Startup-uri românești, am și vorbit despre câteva dintre ele la început, joacă un rol în creștere în acest nou lanț de valoare global. Există convergență majoră atât în diverse industrii cât și între industrii. apar probleme de reglementare, apar controverse, așa cum am văzut, o să fie și falși profeți, sunt deja, dar până la urmă lucrurile se întâmplă, însă rețineți că, dacă vorbim despre sci-fi, despre science fiction, întotdeauna sau în mare măsură va rămâne totuși science fiction. Nu cred că lucrurile se vor întâmpla în modul în care le vede, să zicem, un om în această idee de ficțiune, să zicem, de știință și ficțiune. Doar să spun la final că vom avea și un workshop după amiază pe programul Business Drive, cred că următoarea sesiune undeva la sfârșitul lunii mai. Vă așteptăm cu mult drag și după amiază la workshop. Mulțumesc!